Bună prieteni, eu sunt Marin Dorel de pe canalul de YouTube și deja știți cum stă treaba cu politica în România și astăzi aș vrea să vorbesc despre Bau-Bau, dragnea el Cum nu știți cine e Bau-Bau? Este dragnea, domne, acest uh, imbecil, acest pușcăriaș care prin faptul că a băgat eroare în uh, politicieni a băgat eroare inclusiv în uh, propriul partid, și pentru asta i se mai spunea și bau bau al politicii românești. Și pentru că uh, în final bau bau a fost condamnat, a ajuns și la Cucubau. La Cucubau, adică la pușcării. Ce vreau să vă spun că acest bau bau al politicii românești, până să ajungă la pușcărie și să fie condamnat, tosarul lui a stat cel puțin 16 ani și de-abia acum au reușit să pună cap la cap procurorii după după multe schimbări de completuri, de judecată și faptele l-au dus acolo ca să fie arestat și asta este un prim dosar, pentru că a fost condamnat la 3 ani și jumătate, după câte știți, în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului. Adică, domne, alții în România nu au niciun loc de muncă, iar aceste doamne, în loc să-și facă treaba la protecția copilului, bineînțeles că mergeau și aveau grijă și la PSD acolo unde Dragnea pe atunci era mare baștan și era șeful Consiliului Județean și președintele PSD-ului Teleorman. Bineînțeles că el n-a crezut niciodată că va ajunge la Cucubau, dar Dumnezeu i-a dat o dublă lovitură, să zic așa. 1. PSD-ul a pierdut alegerile pentru europarlamentare, au fost înfrânt de către celelalte partide din opoziție și a doua lovitură, el a ajuns a doua zi după gratii. Acolo, la Cucubau, acum stă 21 de zile în carantină, la Rahova, și după aceasta Urmează să vedem unde îl va duce deoarece, din câte știu, legea spune că dacă are mai mult de 3 ani condamnare nu poate să fie sau nu poate să execute o pedeapsă afară, adică să meargă la muncă și așa mai departe. O să fie în regim închis și să vedem, totul depinde de directorul închisorii, să zic așa, unde îl va trimite. Oricum, în acești trei ani și jumătate pe care are de ispășit acest baubau -bau al politicii românești, mai are încă două dosare la care am înțeles că s-au dat drumul, adică Tel Drum și Insula Belina și cred că pedeapsa lui Dragnea, supranumit baubau al politicii românești, va ajunge undeva la 12-15 ani de detenție. Dacă să nu credeți că acest baubau va fi fericit dacă va sta în cameră singur sau, eu știu, cu încă un coleg, pentru că la un moment dat, stând singur, chiar dacă va scrie cărți, așa cum au făcut cam de fiecare dată politicienii români, oricum o valoare azna. El și așa are o sănătate precară și nu știu dacă va rezista în pușcărie. Acum gândiți-vă că nici deținuții care sunt acolo nu îl primesc cu brațele deschise. Nu, să nu credeți, pentru că chiar dacă acest baobau împreună cu guvernul de tristă amintire al premierului Dăncilă au dat uh, acele ordonanțe și au scos pe infractori din pușcărie care s-au văzut, uh, văzut de fapt că unii dintre ei au ajuns din nou în pușcărie pentru faptele care le-au făcut și cei care acum îl primesc în pușcărie nu au beneficiat cu nimic, deci vor fi împotriva lui. Și chiar dacă va avea în pușcărie privilegii, să zicem așa, să vină la el la vorbitor mai multe persoane, să vorbească mai mult la telefon, să gardienii să-l fofilească, să îl perie și așa mai departe, dar deținuții nu vor fi de acord. Cu siguranță se va găsi unul care, având pedeapsă mare, să-l pleznească. Să-l pleznească și va intra în istoria penitenciarelor ca persoana care a dat cu pumnul și a lovit un președinte de partid și nu mai departe, care la rândul său era și șeful Camerei Deputaților. Așa că să nu vă gândiți, dragi prieteni, că acest baubau -bau Uh, va fi menajat de, de către gardieni, nu. Pentru că și gardienii sunt foarte supărați și foarte bine că din cauza lor, adică a partidului, a PSD-ului, că nu le-a dat uh, multe facilități, că nu au bani de penitenciare, că nu au bani cu ce să întrețină deținuți în, în penitenciar, așa cum uh, spune Uniunea Europeană. Vor uh, dori să-i arate... Uh, cu adevărat, lui Dragnea, supra-numit bau-bau, cum se trăiește în penitenciar. Și atunci să poată să facă și el o diferență între ceea ce cereau cardienii și ceea ce li s-a oferit, adică nimic. Să nu credeți că dacă cineva îl ocolește, sau să zicem, Directorul penitenciarului îl acoperă de anumite fapte sau îl perie sau îl ține pe lângă el, pe acolo, să zicem așa. Acest director va avea reclamați și gândiți-vă că la un moment dat o să fie schimbat. O să fie schimbat unul, o să fie schimbat doi, o să fie schimbat trei și până la urmă totul va veni un comandant dur care. Să pună în aplicare legile penitenciarului și să nu-i mai dea voie lui bau-bau să facă ce dorește el. Gândiți-vă că el este bolnav și indiferent ce facilități ar avea în pușcărie, când va ieși de acolo, va ieși terminat. El oricum este terminat de acum, nu știu dacă ați văzut fața lui, pentru că să cazi la pușcărie de pe un cal mare, așa cum se credea el, cu mașini de lux, bani, vile, gândiți-vă care are numai puțin de 10 vile. Ați văzut prin Brazilia, prin România, prin Europa. Deci, în concluzie, Dragnea era pe picior mare. Acum, gagica lui sau nevasta lui, să zic așa, tinerica care o are acum, nu știu dacă îl va mai aștepta, pentru că cu siguranță dacă va fi condamnat la 12 ani de închisoare, el având și vârsta, să zic așa, puțin înaintată, va reuși să fie scăpat și să poată să iese mai repede din pușcărie. Pentru asta ar trebui să fie exemplar, ar trebui să iese la muncă, dar dacă are o condamnare mai mare de 3 ani, nu știu dacă va fi scos la muncă pentru că va trebui să fie pe regim închis. Și uite așa, acest baubau al politicii românești după ce a distrus o întreagă țară, în sfârșit s-a făcut dreptate și acum a primit ceea ce merită. Și ați văzut și dumneavoastră că deja încet, încet, a apropiații lui și a coliții lui care au mâncat o pâine de pe urma lui au început deja să-l Deci nici n-a apucat să intre bine la pușcărie, și deja au început să-și împartă posturile, au început să facă dezastru în PSD și acum cu siguranță, <coughs> pardon, cu siguranță îl vor uita. Deci, eu am auzit pe la multe televiziuni că unii spun domne să stea acolo, alții nu e frumos să râdem de, de rău altuia, așa cum spune și a gramata și analfabeta de dăncilă, inculta de dăncilă, dar gândindu-ne că el ne-a făcut atâta rău nou la țara aceasta, încât datorită lor au plecat oamenii din țară și nu uitați un singur lucru, că anul trecut pe 10 august, acest PSD pentru faptul că cei din diaspora au îndrăznit să vină în România și să iese în stradă împreună cu ceilalți oameni și să-și strige nemulțumirile, ați văzut cu ce au fost întâmpinați. Cu gaze lacrimogene și au fost bătuți, urcați în dube, cercetați și așa mai departe. Și atunci ne punem întrebarea, mai are rost să ne pare rău de acest infractor numit bau bau al politicii românești. Mie oricum nu-mi pare rău. Dacă dumneavoastră vă pare rău, e treaba dumneavoastră, dar consider că ceea ce a făcut el, împreună cu întregul PSD, pentru această țară, și-a meritat pedeapsa și mă gândesc că alături de el o să mai fie și alții în pușcărie, probabil va fi și Tăricianu, probabil va fi și ministru de interne actualmente Carmen Dan și s-ar putea să mai vedem și alții, poate și Teodor Meleșcanu, care e ministru de interne și știți foarte bine ce a făcut acum, cum și-a bătut joc practic de diaspora și i-a făcut pe, pe aceștia să nu poată vota doar din speranța ca PSD-ul să câștige alegerile și pentru europarlamentare. Eu am fost Marin Dorel de pe canalul de YouTube și acesta a fost scurtul meu videoclip în referitor la Bau Bau Dragnea Mars la Cucubau. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să dați un share, să dați un like și nu în ultimul rând să-l distribuiți și prietenilor dumneavoastră. Eu am fost Marin Dorel de pe canalul de YouTube și până la următorul videoclip vă pup, vă îmbrățișez și vă spun o zi cât mai frumoasă.